Deci, dacă nu știați deja, ceva ciudat s-a întâmplat în ultimul timp pe site-ul ăstora de la Jumbo, iar lumea a început să vorbească. A apărut chiar și la știri. Multe dintre produsele lor au primit niște denumiri speciale, cum ar fi papuși pentru bărbați talpă gri cu brânză sau varză de fasole citronela, 20 de bucăți, sau ventilatorul decorativ pentru spânzurare, 2 bucăți. Așa că daragiul dumneavoastră preferat a făcut ceva ce nimeni nu a mai făcut până acum, și anume a ieșit din casă și a mers să investigheze situația chiar la fața locului. Băieți, suntem la măritul Jumbo, cel care este plin de oferte cu tot felul de nume ciudate. O să intrăm în el și o să vedem dacă le găsim și pe rafturi, așa cum le găsim și pe site. Aici puteți observa perucile de puțin strivărițe, perucă păr natural maro. De ce e asta în Jumbo? Perucă maro, păr lung, a fost dusă. Avem aici perucă carnaval. Fii atent, Mar, ce mai avem. Da, ce mai avem? Mai avem urechi carnaval cu fire păr. Deci dacă erai copil și te cepești, probabil ești cu traume, nu ești altcumva. Pe site erai și cu mai multe traume, dar mai ai așa de excepții ce putem lua pe aici. Putem lua un colier dolar auriu, sau mănuși plasă degete decupate în gr, sau mânecă tatuaj una bucată. Cât de cool poți să arăți pentru doar 12 lei. Dar, deocamdată, denumirile aici sunt corecte. Să continuăm. Și când mă plimbam eu pe aici, în secțiunea de copii, am găsit cum putem să facem copii. Deci de la Crăciun cerb negr. O să se pui? Da, nu știu ce sunt și cerb. Wow, are grebă pe spate. Care e diferența dintre lenjerie intimă negru, intimă Crăciun cerb și lenjerie string negr roz? Nu știu care este, dar probabil domnișoarele pot să-mi spună mai bine. Înconjurați de Panamera-uri, de Ferrari-uri, de toate chiciurile posibile, pe care când eram mic le doream întotdeauna. Dar de data asta avem o grămadă de variante cu niște titluri pe care nu le-aș putea să le citesc. Hai să zicem că dorim să luăm un camion cu platformă pentru tractare și vehicul cu telecomandă, pe 2 milioane. E un Lamborghini chiar cu racanul, dar la titlu avem un Ferrari cu telecomandă. Iar printre rafturile de jucării am găsit aici o bardă din plastic sau un set scut sabie gladiator. Dar stați să vedeți, pentru că pe lângă barda asta din plastic, care nu e o bardă din plastic, în afară de asta, mai avem și o bustucă. Adică chestia asta nu numai că e ascuțită, dar real doare, adică putem testa pe noul nostru filmangiu de aici în față. Dar vedem cât rezistă. Is it real? Nu is it real, dar se simte real. Hai să te și înjunghi dacă... Iar pe lângă aceste două cuțite vom avea nevoie și de o mână de ajutor ca să-l prindem cu bratul sau cu camera, așa că... Iar pentru oamenii cu valoare, magazinul ăsta le are pe toate. Adică putem oricând la o pușculiță care să ne arate adevărat, n-ai voie să bagi monede înăuntru, doar bag note de 100 de euro. Asta de 500 vedeți că e mai mare, pentru că... Na. Iar pentru fiecare dintre voi care aveți de pentru prieteni, ba, oaia neagră în familie, n-am pus terul, pare rău, ba, mai... găină de fel. Am fost mințit. Părea care sunet, nu după asta te-ai dat seama care sunet. Ei bine, puișor pluș cu sunet nu are sunet. Iar pentru ceilalți care aveți câte un prieten așa mai papagal de fel, puteți să veniți la Jumbo să luați câte un cadou pentru fiecare în parte, aparent. Oh! Mă plimbam eu pe la acoarele. Și când se dau să cumpăr ceva tempera acrilice, găsesc aici set pictură, degete borcan. Probabil este corect scris. Și probabil este pentru cei care chiar vor să-și cumpere niște degete la borcan. Dar sunt curios cum arată pe site chestia asta. În cazul în care vă întrebați de unde vine poliția, de aici vine poliția. Aici se fac girofarele. N-are sunet. am reușit totuși să găsim niște lucrușoare care să nu fie neapărat crăciunifice. Băieți, după o lungă zi de Jumbo și multe cumpărături de altfel, care nu neapărat sunt de Crăciun, pot să spun doar că este extrem de obositor și pe lângă asta dați-vă cât acuzile. Sunt destule lucruri, cred să luăm o pungă din aia Jumbo de Jumbo. Oamenii care vin în Jumbo cumpără Jumbo efectiv, ce sunt cost de, cred că asta jumătate de oră, puțin, doar la coadă. Ei bine, asta a fost experiența mea în carne și oase la Jumbo. Unele produse încă sunt un pic duse cu pluta, dar sper că voi v-ați făcut așa o idee în mare măcar cam la ce să vă așteptați dacă mergeți în vizită acolo. Să sperăm doar că degetele la borcan vor mai fi în stoc până atunci. Sper că v-a plăcut, eu am fost dragul noastră preferat, v-am pupat și vă anunț de pe acum că următoarea parodie animată o voi anunța pe Insta. Și da, va dura mai mult. M-am grăbit să fac pasta, ok? V-am pupat! Mua! Oamenii care vin în Jumbo cumpără Jumbo efectiv, ce sunt cost de, cred că asta jumătate de oră, puțin, doar la coadă.